Răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii cu preascump sângele Tău. Deci aceasta este esența și taina sărbătorii, dacă vreți, și a slujbei din seara aceasta. Au fost aseară, o putem continua din acest punct. După ce a cântat cocoșul la două oară și Petru s-a lepădat, arhiereii și cărturarii și-au dat seama că se ivesc zorile, iar fără de legea trebuia dusă la bun sfârșit pentru a rămâne cu o imagine curată și pentru a rămâne în același timp cu o imagine duhovnicească față de sfetnice pe care îi înșelau cu lucrarea lor drăcească prin faptul că Mântuitorul Iisus Hristos le-a confirmat două cuvinte în Evanghelie. Vai vouă care înconjurați moartea mare de 7 ori până vă faceți un ucenic, iar când l-ați câștigat, îndoit fiul al ghienei este. Adică atât de stricat sufletește erau la capitolul perversitate sufletească, încât orice om lua contact cu ei, cu acești farisei și saduchei și cărturari, erau așișderea unei boli cronice din care în momentul când te-ai atins, te-ai contaminat. Deci era ceva transmisibil, răutatea cărturarilor și fariseilor. Și atunci s-au grăbit dis de dimineață să-l predea la fortăreața Antonia, s-au grăbit dis de dimineață să-l ducă în Ierusalim să-l predea lui Pilat, vezi, Doamne, ca în răsăritul soarelui să fie curați și nevinovați să-și poată mânca paștile. Cei care au fost vreodată la Ierusalim, vă aduceți aminte că pe drumul crucii, imediat pe partea dreaptă, se vede grota unde a stat Varava, iar înainte de intrarea în grotă, acea mică temniță sau pușcărie cu de băgat picioarele în piatră, ca la Butuci se cheamă, unde Mântuitorul a stat legat și a așteptat sentința în momentul până ce a fost judecat de Pilat. Inclusiv procesul lui Iisus, pentru că e vorba de un proces în plină desfășurare, așa cum și astăzi putem pronunța un proces atunci când este vorba de o crimă. Deci a fost un proces fals și cu martor și judecător nedrept. Când s-a încheiat cântarea în seara aceasta, dacă ați fost atenți, s-a cântat la strană. Acum se întinge condeiul judecătorilor nedrepți care judecă pe cel fără de judecat. Deci de ce această judecată nedreaptă? Trebuia măsluită această întâmplare a lor să pară interesantă, să pară convingătoare și în același timp să pară verosimilă în fața publicului. Și atunci arhiereu a făcut prima scamatorie de isterie personală. A pus 2 martori falși și a spus așa: noi l-am auzit pe acesta zicând că poate dărâma templul și în 3 zile să-l zidească. Dar noi știm prea bine din exegeza Sfinților Părinți și din învățătura lui Iisus și din cuvântul Apostolului Pavel, de mai târziu Apostolul Neamurilor, că Mântuitorul a spus așa: trupul este templul Duhului. El se referea la restaurarea acestui trup pământesc al nostru, căzut în moartea ce veșnică și în blestemul adamic, deci căderea și greșeala din rai, și el venea să-l rezidească. Dar cum să-l rezidească? În Duh. Adam cel din tâi a fost om cu suflet viu și a murit mâncând din pom, ajungem la aceasta, iar Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Deci el a venit să dea viață tuturor. Eu am venit ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug. Când l-au întrebat lucrul acesta, Iisus a tăcut. A tăcut că era nevinovat. Dar nenorocitul de arhiereu, deci Caiafa sau Caiafa, și-a smult hainele de pe el, era un simbol al protestului în Vechiul Testament, și-a spus: ce mai avem nevoie? E blasfemie, așa ceva nu se poate spune. Strămoșul nostru, Solomon, care a muncit 40 de ani să facă templul acesta și el spune că îl zidește în 3 zile. Aceasta e blasfemie. Și a venit al doilea ticălos de martor și a spus așa: noi l-am auzit zicând
că este Fiul lui Dumnezeu. S-a numit pe El Fiul lui Dumnezeu. Și atunci au început să-L pălmuiască și să-L ironizeze zicându-i: profețește cine te-a lovit. Deci era un fel de ironie în care dacă tot ești profet, dacă tot ești proroc, dacă tot ai contact direct cu Dumnezeu, nu poți face tu o minune să te liberezi? Dar aici avem două mărturii categorice care demonstrează îndelungă răbdare. Ați văzut, după fiecare Evanghelie nu se spune slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă îndelung răbdării tale, Doamne, slavă ție. Deci, de ce a răbdat Iisus îndelung? Hai să ne oprim un minut pe această esență. Îndelungă răbdare. O întâlnim în Filocalie, o întâlnim în Patericul Egiptean, o întâlnim în Viețile Sfinților, o întâlnim în slujbele care țin de ritualul monahal, o întâlnim în procesele de curățire sufletească, îndelungă răbdare. De ce este îndelungă? Iisus era supus unui proces de recunoaștere. Cei prin care dracul, diavolul, s-a răzvrătit asupra lui Iisus, îl munceau pe Iisus, omul, nu pe Iisus, nu pe Iisus Dumnezeu, pe Dumnezeu, Dumnezeirea n-a fost atinsă de patimă. Dumnezeul adevărat era din cuvântul, din veac, din totdeauna. Și Mântuitorul Iisus Hristos a mărturisit odată, mi se pare, chiar la moartea lui Lazar: Tată, îți mulțumesc că ai ascultat rugăciunea mea și ai îndeplinit rugăciunea mea. Aceasta era comunicarea între Tatăl și Fiul. Nu era o comunicare de aceasta: Tată, dă-le cu parul că mi-au dat cu bâta. Nu. Ci se legitimă în fața lui Petru și spune două lucruri. Bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie va pieri. Îi lipește lui la urechea, cum v-am spus aseară, simbolul că arhierei și legea veche era surdă și nu înțelegea venirea legii celei noi. Dar de data aceasta, tot Mântuitorul îi dă un argument lui Petru și îi spune așa: Petre, m-au asemănat cu cei fără de lege, cum spun Scripturile și profețiile Vechiului Testament, dar nu ai voie să ridici mâna și nu ai voie să te răzvrătești, pentru că așa cere Scriptura, așa se împlinesc Scripturile. Dar îi spune un singur lucru. Un singur semn. Și mii de legiuni îngerești ar pierde tot într-o clipă. Vedeți cum lucrează Dumnezeu când este nevoie de, când este nevoie de acest lucru? Și unde întâlnim lucrul acesta? Iosua Navi, în Vechiul Testament, când s-a dus să cucerească Ierihonul, ce a făcut? A luat târnăcoape, a luat lănci, a luat catapulte, a luat tunuri? Nu. A luat sicriul legii. Au înconjurat în glas de trâmbiță cetatea Ierihonului, cea mai veche de pe pământ, care a fost în Ierusalim la Ierihon. Este hotelul acela din pustie și sub muntele Carantania se găsesc ruinile palatului lui Irod, cel mai vechi oraș, care se vedea de pe vârful Carantania, de acolo din coastă, din steiul ăla de unde a fost pus Iisus pe aripa muntelui. Și când a înconjurat de 7 ori Ierihonul cu trâmbiță, s-au dărâmat zidurile singure. Cine le-a dărâmat? Îngerii, nu oamenii. De ce vă spun lucrul acesta? Iisus Hristos era sub un proces de ispitire. Și ascultați, de ești tu acela, mântuiește-te pe tine cum ai mântuit pe alții. De ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. De ești Fiul lui Dumnezeu, salvează-te, izbăvește-te. De ce făceau lucrul acesta? Diavolul răcnea ca un leu, fiindcă în cuvântul lui Sfântul Ioan Gură de Aur spune: iadul s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că s-a golit, s-a amărât că s-a amăgit și s-a cutremurat, că a înghițit lumina crezând că înghite întunericul. Și întunericul s-a făcut lumină. Și s-au ascuns portarii iadului în fundurile iadului și pe cețile au sărit. Ce spunem noi când intrăm noaptea la înviere? O să vedeți procedeul atunci, ritualul specific, liturgic, ce ține de taină și tradiție. Deschideți-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavii. Noi spunem bisericii, adică intrarea în rai,
Deci la aceasta se referă. Dar are ca corespondent și intrarea în fundul iadului. Și ce spun dracii de dincolo de ușă? Cine acela împăratul slavei? Și nu spun este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos cel înviat, este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu din mai înainte de toți vechi. Nu! Este împăratul cel tare și puternic, este Domnul cel tare în războaie. Care sunt războaiele care le-a purtat Domnul cel tare și puternic, împăratul cel mare? Războiul cu legea veche, războiul cu datinile bătrânilor, războiul cu fără de legile la templu, războiul cu învățătorii legii vechi, războiul cu farisei și saducheii, războiul cu cărturare, războiul cu vameșii, războiul cu păcătoșii, cu necredincioșii. Toată activitatea mesianică a fost un război cumplit psihologic de schimbarea unei mentalități bolnave, învechite și distruse a legii celei vechi, cu o mentalitate nouă și sănătoasă a legii celei noi, o lege a harului și a iubirii, o oprire a urii și a răutății. Și cum se încheie? Deschideți-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavii. Domnul cel tare și puternic, acela este împăratul slavii. Deci acela este puternic. De ce este puternic? Stătea dracul la cruce mic și zgribulit, a văzut cuiele, a văzut rănile, a văzut lamida, a văzut chinul, scuiparea, bătaia, a văzut toată osânda, dar n-a auzit un geamăt. Miluiește-ne pe noi, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridici păcatele lumii, ca o oaie ce o tunde nu și-a deschis gura sa și ca un miel spre junghiere, spune în slujba proscomidiei când facem dimineața și scoatem sfântul trup. Iisus nu s-a văitat ca noi babele. Vai, aleu, mi-a dat, de ce mi-ai dat că eu știi că am piatră la rinichi? Vai, aleu, de ce mi-ai dat că știi că mă doare hernia de disc? Nu. A răbdat toate pentru păcatele lumii și a dus și o cruce mare de vreo 13 metri de lungă și de vreo 3,70 de lată. Și spune acolo că s-au întins oasele mele, de s-au numărat oasele mele. Așa l-au întins și l-au bătut pe cruce. Dar când l-au ridicat sus, s-au înșelat, pentru că în clipa respectivă, când stătea spânzurat pe lemn, a început să se împlinească toate profețiile Vechiului Testament. Nu m-am mai cramponat în a explica celelalte, dacă vreți luați un minei sau un triod, că e bine să aveți în casă, și citiți direct de acolo cu lux de amănunt. Ce am să mă refer la două elemente. Lucru dumnezeesc în actul de răstignire și contribuția naturii, participarea naturii la patima Domnului. La ceasul al treilea a fost răstignit. În momentul în care a fost răstignit vinerea, pentru că așa era Paștele iudaic și trebuia să fie curați și spălați pe mâini, este ziua a șasea din săptămână. De ce s-a răstignit Mântuitorul în ziua a șasea din săptămână? Ca să împlinească zidirea omului din ziua a șasea, cea căzută. A șasea zi l-a făcut pe om. A făcut păsări, dobitoace, pești, pământ uscat, iarbă, flori, cer, stele, lună și la urmă l-a făcut pe om. Că așa spune psalmistul, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Și aceasta a fost în referatul biblic, vedeți Scriptura, în ziua a șasea. Deci aici era de data aceasta o antiteză între Adamul cel vechi și Hristos Adamul cel nou. În ziua a șasea s-a plăsmuit Adam, în ziua a șasea s-a s-a răstignit și a dat Duhul Hristos. Ca unul să moară, unul să învieze. În Adam toți mor, în Hristos toți înviază, Apostolul Pavel. De ce în grădina Raiului s-a petrecut lucrul acesta? În grădină era și mormântul. Pe lemn a căzut Adam și și-a întins labele în măr. Pe lemn a fost răstignit Hristos.
În ceasul al șaselea și-a băgat mâna Eva în frunze și-a luat fructul frumos la mâncare și bun la vedere este rodul ce m-a omorât. În ceasul al șaselea a strigat Hristos și a dat Duhul pe cruce. Și aici a intrat natura în lucrare. Ce s-a întâmplat cu natura la căderea lui Adam? Sălbăticiunile îl mușcau, fiarele îl mâncau, focul ardea, apa îl înneca, frigul îl îmbolnăvea, moartea îl măcina, boala îl căsăpea, patimile îl rodeau și focul ardea și vântul bătea. Și pedeapsa lui Dumnezeu era peste el. Toată natura s-a răzvrătit. Iată că la răstignirea Mântuitorului, toată natura a intrat în armonie cu ziditorul. Și s-au împlinit prorocie după prorocie, clipă de clipă și ceas de ceas. Pietrele s-au despicat și care ați fost la Ierusalim ați văzut până jos în pământ. Catapeteasma templului s-a rupt în două. S-a despărțit răul de bine, întunericul de lumină, Vechiul Testament de Noul Testament, ca umbra legii celei noi. Soarele și-a întunecat lumina sa de la ceasul al treilea până la al șaselea. Și luna s-a întunecat. Cum e luna dacă ieșiți afară pe cer? E cât o pâine. Unde era luna la ceasul al șaselea? Ea care trebuia să fie pe cer să urce, era la pol opus al pământului, spune Ioan Hristostom în comentariu de la Matei. De ce? Se îngropa odată cu Hristos, că și-a cunoscut stăpânul în adâncurile pământului. Ce făcea soarele? N-a vrut să strălucească mai mult decât soarele dreptății. S-a băgat și el în pământ. Și-a acoperit lumina. De ce? Ca să arate că cunoaște pe ziditorul său. Era doliu pământului. De aici obișnuim noi că atunci când moare cineva, mai modern acum e să pui așa o frunză neagră. Se poartă o haină cernită, o basma cernită, o cămașă cernită și de obicei culoarea neagră. În simbolul de doliu, deci, că și pământul a intrat în întunecimea și în plângerea, dacă vreți, este chiar o cântare frumoasă, nu știu dacă știți, o cânte la strană sau are cine, natura plânge, chiar așa, așa sună troparul, văzând pe cel adormit. De ce? Întreaga natură se sfiește de Mântuitorul care și-a dat Duhul pe cruce și este pus în mormânt. Și ce rămâne interesant, după această ispitire a diavolului, că mai avem câteva semne. Sulița preînchipuie focul de văpaie care a blocat ușa raiului să nu mai poată nimeni intra niciodată după căderea lui Adam. Prin împungerea în coasta Mântuitorului, poarta s-a deschis. Și ce ne-a răsărit de acolo? Viață și înviere, botez și euharistie, apă și sânge. Spune Evanghelistul Ioan, și el mărturisește că era de față, că acel sânge dumnezeiesc a fost strâns într-un vas și să vindecau cei ce s-atingeau sau să ungeau. Dar tot dumnezeiescul Hristostom spune că și îngerii cu potire nevăzute strângeau sângele dumnezeiesc și îl duceau în iad în latura celor vii să dea prima împărtășanie celor drepți care au vână de ieșnia învierii. Și mai mult decât atât, și Loghim, sutașul, când a văzut toate cele petrecute la cruce și la mormânt, a exclamat și a spus, cu adevărat acesta e Fiul lui Dumnezeu. Acum mai avem acolo de-a stânga și de-a dreapta doi tâlhari. Au murit doi tâlhari. Dar înainte de a muri, ce au făcut? Au avut o controversă. Dracul lucrează și prin bine și prin rău. Primul tâlhar hulea și spunea, ce-i cu nemernicul ăsta? Ce-i cu blestematul ăsta? Hulea, celălalt care știa că Hristos este nevinovat, i-a zis, băi, ce tot cârtești? Noi am omorât, am ucis, am furat, ne-am făcut de cap. Omul ăsta n-are nicio vină. L-ai văzut crâhnind în patimă, de ce îl bat șocorești? I s-a umplut inima de milă. Dar dracul, de fapt, ce vrea? Dacă a văzut că Hristos nu cedează presiunii, adică intimidării, au început să le ia pe partea cea bună. Și chiar tâlharul cel bun, deși a avut o exprimare frumoasă, Doamne, vedeți cu câtă înțelepciune, cu câtă șiretenie, dar și cu cât tâlc, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. I-a spus Mântuitor, cumva, da, eu sunt, mă bucur că mă apreciez. Nu.
I-a dat un răspuns pur dumnezeiesc. Astăzi vei fi cu mine în rai. De ce? Prin faptul că te-ai îndreptat măcar la cruce, sau măcar ai recunoscut că pot să fiu ceea ce sunt, împăratul vostru, vei fi cu mine. Și tradiția spune că acel tâlhar era chiar un copil bolnav care în drumul Egiptului Maica Domnului i-a dat să sugă când plângea la măsa la sân și după ce l-a spălat pe prunc, măsa l-a băgat și pe tâlhar. Când era mitit el prunc de țâță și l-a spălat în aceeași apă în care a fost spălat Mântuitorul. Și că l-ar fi chemat Dismas. Asta mai puțin contează. De ce v-am spus lucrul acesta? Și pe parcursul viețuirii evanghelice a celor 3 ani și jumătate de activitate publică, dracul făcea aceleași teorii eronate. Știi-mu-te Fiul lui Dumnezeu, știi-mu-te cine ești, nu ne trimite mai în adânc, dar ce scrie Iacov în epistolă? Și dracii cred și se cutremură, dar nu se pleacă. Deci nu se pleacă, nu vom sluji ție. Aceasta e dictonul drăcesc din momentul căderii. Și atunci Iisus nu s-a lăsat supus niciodată influenței lor. De unde și nouă ne-a rămas tradiția, că atunci când cineva e demonizat sau vorbește Duhul rău prin el, tu să nu stai să dialoghezi cu el, că atunci stai de vorbă cu dracu. Și când începi să stai de vorbă cu dracu, îți arată el cine e cu adevărat. Certe-te pe tine, diavole Domnul, cel ce a ridicat apa mării, cel ce a făcut cerul și pământul, cel ce a făcut stelele și luminătorii, cel ce a scos din tine lumină orbului în ochi, cel ce a făcut cu tare, o liftele Sfântului Vasile, care voi le credeți catastrofe nucleare, dar ele de fapt sunt niște rugăciuni foarte frumoase, poți face ceasuri întregi de predică pe ele. Este arătată măreția lui Dumnezeu, slava și strălucirea Lui în adevărata identitate. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Mântuitorul n-a avut numai misiunea să ne mântuiască, ci să ne facă o exorcizare de demonizare pe care lumea a câștigat-o prin păcatele ei de-a lungul Vechiului Testament. Și dacă El nu ar fi murit la cruce, noi astăzi n-am fi fost vii și n-am fi sărbat învierea lui Hristos. Apostolul Pavel a spus doar atât. Învierea lui Hristos este temelia credinței noastre. Dacă Hristos n-a înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Și ultima chestioară, așa care mi-am adus aminte, uitându-mă prin carte. În momentul în care l-au pus cu crucea și l-au ridicat de la pământ, de pe pământ, în cer, în aer, și l-au înfipt cu crucea în pământ, și sub acea cruce s-a petrecut o mare taină. Pentru că încă pe vremea potopului, când s-a spălat pământurile, căpățâna lui Adam a fost scoasă din pământ. Și ea era văzută uneori din loc în loc, cum era purtată de ape sau nimeni nu știa ce-i cu ea. Și era atât de hidoasă încât oamenii când o vedeau mureau de urăciunea ei. Erau speriați, nu văzuse așa ceva. Și atunci ea a fost acoperită în vremea armatelor lui Solomon, spune cartea, cu pietre și locul acela s-a format în timp ca fiind numit dealul căpățânii. Și când s-a pus crucea pe Golgota, care înseamnă dealul căpățânii sau muntele căpățânii, crucea nepotului și strănepotului, că nu-i pot spune altfel că el era strămoșul nostru Adam, a căzut exact pe capul lui Adam. Și atunci îngerii au turnat sânge dumnezeiesc pe capul lui Adam, să spere direct păcatul strămoșesc și să-l ierte pe Adam, cel mort, cu moarte veșnică și să-i dăruiască și lui viață veșnică. Și când citim la binecuvântările învierii, găsim scris, cel pe ce pe Adam l-ai mântuit și lacrimile Evei într-o bucurie le-ai întors. Deci a izbăvit-o și pe ea. Și de atunci locul acela a rămas și până astăzi, se cheamă Golgota sau Muntele Căpățânii, locul unde Hristos a fost răstignit și se numește și mijlocul pământului. De aceea psalmistul David a spus cu 2000 de ani, mântuirea e făcută în mijlocul pământului. Că așa s-a întâmplat să corespundă geografic locul acela, nu cu mijlocul, ceea ce numim noi planetă,
ci mijlocul pământului creat de Dumnezeu, așa cum a fost el la facerea lumii. Că după aia, dacă vă uitați la harta lumii, ați văzut că statele astea sunt dispersate, dar dacă le unești, pare un pământ întreg, ele s-au desprins și din mișcarea de rotație tot s-au depărtat și s-au așezat un anumit echilibru. Ca mierea, când învârți la centrifugă, sare pe lături. Și pământul s-a tot dus, s-a depărtat unul de altul, cum s-a rupt în bucăți. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegem că n-a rămas o parte a pământului necălcată de binecuvântarea lui Iisus, de darul lui Iisus, de darul învierii, de darul răstihnirii și de darul mântuirii. Că oamenii au religii de nu știu care și de nu știu cum, asta e treaba lor. Dar până nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura și până nu va ajunge cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile, sfârșitul nu va veni. Ci trebuie întâi să se împlinească cele scrise în lege și așa se încheie Evanghelia. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O iotă sau o cirtă din lege nu va trece până nu se va împlini toate. Așa că cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca noi cei care suntem de față și cei de acasă, care sunt la servici, care dorm, care se odihnesc, care citesc, care se joacă, care se distrează, că mântuirea e a tuturor, dar viața duhovnicească este particulară. Deci noi știm un singur lucru, toți sunt sub protecția lui Dumnezeu. Iar această sărbătoare triumfă ca un standard peste ortodoxie, nu este o sărbătoare numai a celor care postesc sau a celor care se roagă, ci este a tuturor, că toți simt bucuria. Ați văzut vreodată un om care să zică, eu nu mă bucurasc că nu-i Paștele? Nu, toți spun, Hristos a înviat, toți ciocnesc ouă, indiferent de credință, indiferent că au postit, că n-au postit, când nu au cum să o explice, o explică folcloric și tradițional. Au o întreagă poveste despre ouă, despre pască, despre haine, despre rufe, despre tot. Dar, în final și în esență, Hristos ne-a dăruit nouă această sărbătoare și noi să cădem înaintea Lui cu inima și să spunem din tot sufletul, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Amin.